O nouă taxă se majorează de la 1 ianuarie. Ce fea România! Acesta este un risc pe care va trebui să ni-l asumăm. Taxa care se va mări de la 1 ianuarie 2025 va duce la un val de scumpiri greu de suportat de românii cu venituri mici. Majorarea vine în contextul deficitului bugetar ieșit de sub control. Statul român trăiește pe datorie și se împrumută tot mai mult. De la o zi la alta, mai ales de la băncile comerciale. Din acest motiv... Datoria de pe umerii țării va duce la noi majorări, iar o taxă va fi majorată începând cu anul următor. Avem de dat mai bine de jumătate din PIB și pentru a revitaliza economia, ar putea crește și taxa pe valoare adăugată. Încă o taxă riscă să fie majorată în 2025. În acest context, Alexandra Smedoiu, președintele Asociației CFA România, crede că țara noastră se va lovi de o creștere a TVA-ului de anul viitor. Se raportează, în prezent, cota standard de 19%, care este sub media UE, de 21%, dar am putea ajunge la egal cu celelalte state membre. Dacă se va ajunge la o astfel de decizie, mai multe produse vor fi mai scumpe. Anul acesta se pare că mergem din nou spre un deficit bugetar foarte mare, ceea ce înseamnă că spre finalul anului trebuie să ne gândim deja la măsurile pentru anul următor. Dacă ne uităm la componența veniturilor fiscale, aș spune că cea mai probabilă este o creștere în zona de TVA. Taxa pe valoare adăugată, taxarea consumului, deoarece consumul este cel care a susținut până acum economia și este considerată și cea mai puțin dăunătoare taxă, în sensul că afectează mai puțin afacerile, investițiile și mai mult zona de consum. Deci, din punctul acesta, spun că cea mai probabilă este creșterea TVA. În plus, ca și cotă standard 19%, suntem sub media Uniunii Europene, care este 21% și există. Bineînțeles, și multe tranzacții care sunt făcute cu cote reduse, 0, 5, 9%, a spus Alexandra Smedoiu. Cu cât ar urma să crească taxa pe valoare adăugată din 2025? Taxa pe valoare adăugată ar urma să fie majorată, în teorie, cu cel mult 3%. Procentele în plus ar urma să aducă bani suplimentari la bugetul de stat. Problema este că multe firme din țara noastră sunt deja distruse de plata TVA-ului, pe care l chit și tu, și clientul și oricine. Când spun 2-3, s-ar putea să nu vorbim doar de cota nominală, ci și de reașezarea tranzacțiilor, care sunt cu cote reduse astfel încât, per total, să putem încasa mai mult. Sigur că întotdeauna când există o creștere a taxei există și un efect de descurajare a consumului. Deci, creșterea nu se va vedea unul la unul în veniturile fiscale însă acesta este un risc pe care va trebui să ni-l asumăm pentru a putea să realizăm o creștere pe zona de venituri fiscale, a spus Alexandra Smedoiu. Astfel, când cumperi un produs, tu vei plăti taxa. La fel face și compania care ți-l vinde. Este o dublă taxare de care nu scăpăm, dar care aduce mai mulți bani la bugetul de stat. Cu cât un obiect, un aliment sau orice bun este vândut de mai multe ori, cu atât mai mare este încasarea pentru autoritățile financiare.